Salutări din București și bine ați venit pe Încă Ceva. Numele meu este Marius, iar pentru cei care nu știu acest canal, pe Încă Ceva găsiți discuții aprofundate pe tema Game of Thrones, recenzii la filme și seriale, podcasturi despre entertainment în general și tot felul de alte discuții pe teme diverse, dar mainly din entertainment. Azi avem un clip nou și anume un clip din știrile din entertainment. A fost o perioadă destul de lungă, 3 săptămâni în care nu am postat, așa că s-au întâmplat câteva chestii. Nu vom trece peste în revistă pe fiecare lucru, dar să menționăm câteva dintre chestiile importante ce s-au întâmplat în această perioadă. În primul și în primul rând, Aquaman a devenit the highest grossing movie, adică filmul care a câștigat cei mai mulți bani din DCEU. A depășit practic în felul ăsta și pe Wonder Woman și în momentul de față pare că va depăși probabil și The Dark Knight Rises și toată seria lui Nolan. Asta e foarte interesant, mai ales că vine în fața criticilor foarte aspre pe care le-a primit filmul din partea unora din fani care l-a considerat prea pentru copii. Așa că există o parte vocală, dar mai redusă, care spune că filmul nu-și merită dreptatea. Evident, sunt foarte mulți fani Marvel în această categorie și sunt foarte mulți critici de asemenea care au spus așa. Dar filmul a performat și va performa în continuare și cu siguranță va avea și partea a doua. Așa că good job DC din punctul ăsta de vedere. Evident, asta nu înseamnă că nu așteptăm Captain Marvel și Avengers mai mult ca oricând. A doua veste destul de interesantă este faptul că Bumblebee, filmul reboot al Transformers, al francizei, nu performează la nivelul filmelor precedente. Și atunci, acum intervine o discuție foarte interesantă care se pare că lumea se ferește de ea în mare măsură. Și anume, e bine așa? E bine faptul că Bumblebee, un film care face parte din franciza Transformers, franciză ce a câștigat de fiecare dată peste un miliard de dolari la box office, e bine, vine acest film care este underperforming în comparativ cu celelalte, cu mult, cu foarte mult. Și atunci întrebarea este acum, e un film bun sau nu e un film bun? E o alegere justă asta, după ce toți fanii au strigat răsunător către studio, nu e bine ce faceți cu Transformers, Michael Bay, ești de rahat, nu mai vrem să vedem așa ceva, noi vrem să vedem filmele astea frumoase, bine definite, nu că ar fi Bumblebee. Bumblebee este o poveste foarte, foarte, foarte clasică, foarte previzibilă, dar este diferit ca ton față de filmele lui Michael Bay. Doar că filmele lui Michael Bay au un succes răsunător financiar, pe când Bumblebee nu va fi un flop, dar va fi doar un film ok, din punct de vedere financiar. Și atunci întrebarea acum evidentă vine și spune, în contextul în care nu te-a pus să faci o capodoperă, în contextul în care tu nu te pui să faci Odiseea Spațială, ci un film comercial, a cărui obiectiv principal este să facă bani. Ce e mai corect? Cum e mai corect să procedezi? Să faci un film mediocru care să scoată mulți bani sau să faci un film mediocru care să scoată puțin bani? Sau să faci un film mediocru despre care foarte mulți vor comenta și vor crea publicitate negativă, dar vizibilitate suficientă și top of mindness? Sau face un film mediocru despre care foarte puțină lume vorbește și care face bani la jumătate. E foarte interesant de văzut ce va face mai departe Universal sau Paramount, cine deține Transformers-ul. Sunt foarte, foarte curios dacă vor merge mai departe pe linia asta sau dacă se vor întoarce la rădăcini și următorul va fi mult mai robots having space sex and violence masturbation, ca să zic așa. E foarte, foarte interesantă chestia asta. Sunt mega curios ce să facă mai departe. Bun. O altă veste interesantă ce a întâmplat în perioada asta este că Netflix-ul a avut un ramp-up de comunicare foarte, foarte puternic. Pentru că se pare că și ei au zis că, băi, Crăciun e perioada asta de holidays, trebuie să facem și noi ceva. Astfel că au publicat două filme care au stârnit cât de cât controverse. Primul film este vorba de Bird Box cu Sandra Bullock. Și al doilea film este Bandersnatch, cu Black Mirror. E bine, Bird Box, foarte ciudat sau foarte neașteptat, Netflix a declarat că a avut 45 de milioane de vizionări în prima săptămână, că lumea a fost înnebunită după el și că everybody's raving.
Evident, filmul nu e atât de bun, nu se face în recenzie pentru că nu e cazul. Este un film clasic, este un alt twist pe What If You're Sensory Deprived, da? Adică am avut A Silent Place, care a fost mult, mult, net, 10.000 peste, și apoi avem Bird Box, care este e un film ok, nimeni nu se poate spune, dar nu este niciun caz, este un film de 6.5, maxim oricum. Da, și atunci în acest context de un film de 6.5 care în schimb este comunicat și este pompat în audiență ca și cum ar fi acest excepțional fenomen. De fapt, Netflix trece printr-o perioadă foarte, foarte bizară și avea nevoie de acest buzz în jurul său. Deși filmul, dacă vă uitați să vedeți recenzi și așa mai departe, filmul nu este considerat. Hai să ne uităm și pe IMDb, sunt foarte curios acum, dacă tot stau și mă gândesc. IMDb, să vedem ce notă are pe 6.7. Nu m-am uitat înainte și știți că nu fac chestia asta. Așa că, da, e un film slab spre... Adică e un film mediocru spre slab. Dar Netflix-ul înaintează ca și cum ar fi The Future of Cinema. Ceea ce e foarte interesant și foarte multă lume vorbește între noi și anumar că filmul nu e atât de bun. Filmul nu e atât de bun. Chiar deloc. De-aia nici nu-i fac recenzie. Al doilea film care a fost prezent și foarte mediatizat în momentul de față de Netflix este vorba de Bandersnatch. El face parte din seria Black Mirror. Și foarte multă lume spune, mamă, un film revoluționar și mai departe și mai departe. Din punctul meu de vedere este un film, la fel, de mediocritate puternică. Un film care, din păcate, nu poate fi considerat film pentru că în momentul în care povestea este spusă, în momentul în care joci Silent Hill e un lucru și în momentul în care joci, în momentul în care te uiți la un film ar trebui să fie alt lucru. Deși, am spus că o să facem un clip pe tema asta, deși probabil în viitorul mediu spre îndepărtat, filmele în sine vor dispărea și va exista o contopire între filme și jocuri, în punct de vedere al felului în care livrăm entertainmentul. Dar în momentul de față, un film este un film și un serial și un joc este un joc. Acest choose something, do something, acest gimmick de interactivitate, din păcate, nu ajută la spunerea unei povești în contextul actual al filmului. Ca și experiment, ei bine, în anii 60 a mai existat un producător, am uitat cum îl chema, un producător de cinema american, care făcea chestia asta. În cinemaul existau scaune cu butoane și puteai vota ce final vrei să vezi. Erau și practic se oprea filmul și spunea, și acum alegeți A sau B. Și oamenii alegeau A sau B. Filmul continua cu A sau B. Așa că nu e nimic nou, nu e nimic extraordinar. E foarte drăguț pentru că Netflix o face, este un nice to have, dar nu este niciun caz o chestie revoluționară, o chestie care va schimba industria. Nu, nu este nimic în toate astea. Este pur și simplu un gimmick făcut pentru a avea ce povesti. În comunicare e foarte important să ai motive de comunicare. De foarte multe ori faci lucruri ca să ai ce spune. La fel și oamenii fac lucruri pentru a avea ce spune. Pentru că dacă uneori când te plictisești, mai ales pentru cei care urmăresc vlogurile, știu că se duc tot felul de restaurant, tot felul de locuri, tot felul de cinema, tot felul de nu știu ce ori, ca să aibă spre ce vorbi. Așa că da. Bandersnatch este un film mediocru de undeva la 5.5-6, este mai slab decât Bird Box, iar Bird Box este un film de 6.5. Ambele filme sunt, din punctul meu de vedere, evident, nu le poți vedea la cinema și nici nu le-ai vedea la cinema, dar pentru o seară petrecută acasă cu cineva, nu văd nicio problemă să te uite la ele. E ok, dar doar atât. Așa că Netflix așteptăm cu siguranță de la Netflix. Netflix în momentul de față, așa că trecem într-o altă stare. Netflix în momentul de față are foarte mare problemă. Există o regulă, numită regula Pareto, care spun că 80% din veniturile tale vin de la 20% din clienții tăi. Cam așa aici la Netflix, cam 70% din vizualizările de pe Netflix, din oameni care se uită la Netflix, nu se uită la producțiile Netflix, ci se uită la producțiile celorlalți, Friends și The Office fiind pe primele locuri. Și în acest context, Netflix-ul de-aia, toată lumea se întreba, de ce pompează Netflix-ul ăsta bani la să face seriale proprii de-aia? Pentru că în următorii 2 ani, foarte multe dintre serialele de pe Netflix nu vor mai fi pe Netflix. Vor fi înapoi la proprietari, care vor avea propriile streaming services. Și atunci Netflix-ul va rămâne cu propriile producții. Problema, asta, și asta e o problemă în momentul de față. Dar să spunem că Netflix-ul mai are 2-3 ani în care să joace catch-up. Doar că Netflix în ultimii 2 ani n-a mai scos sau scoate enorm de multe producții, dar de o mediocritate desăvârșită. Și aici avem marea problemă.
știm că pot face mai mult, pentru că pe lângă avalanșa de mediocritate, avem și seriale precum Stranger Things, care sunt demonstrația că se poate face mai mult. Și pe lângă asta mai sunt. Și mai sunt și multe altele. Au comedy special-urile care sunt de fel foarte, au foarte mare succes. Dar printre toate astea există extrem de multe, nu sunt gunoaie, atenție, dar sunt de o mediocritate și de o calitate atât de joasă comparativ cu ce scot ceilalți, încât trebuie să te întrebi de ce. Adică hai, nu există oare o metodă prin care face lucruri mai bune de atât? E foarte, foarte bizar ce se întâmplă la Netflix, de altfel și stock market-ul a sesizat și de-aia cred că a avut și reacția asta în decembrie foarte, foarte virulentă cu cele două filme. Da? Iar cifra aia, 45 de milioane de vizualizări în prima săptămână, I don't know what to say. Mi se pare cam lame totuși. Evident, și era parcă doar în Statele Unite, adică nu e chiar așa, nu așa funcționează lucrurile. Dar asta nu înseamnă acum că Netflix-ul este gata, se închide mâine. Nu, în niciun caz. Doar că Netflix-ul, cred că politica, din punctul meu de vedere, politica Netflix-ului nu este corectă în acest moment și ar trebui să axeze mult mai mult producția de seriale de calitate. Ar trebui să facă 8 seriale mediocre din 10 și 2 excepționale. În momentul de față, în schimb, pare să facă 1 bun din 30, mai puțin bune. Ceea ce, la fel, din punct de vedere al regulii Pareto, doesn't fucking work out. Dar o să vedem mai departe ce se întâmplă și cu Netflix-ul. Da? Următoarea știre majoră, 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 vine de nici în altă parte decât la Samuel L. Jackson, care într-un interviu foarte nonșalant a declarat o chestie foarte interesantă, și anume faptul că Captain Marvel, ei bine, este cea mai puternică Avengers, nu doar pentru că are forță cea mai mare, ci pentru că poate călători în timp. Așa că dacă se va întreba cineva cum o să călătorească în timp Avengers în Avengers Endgame, ei bine, cred că am aflat între timp și cred că Captain Danvers va avea ceva de spus în privința asta. Evident că și Ant-Man va avea ceva de spus, dar e destul de clar că doamna Marvel va face multe în privința asta. Așa că da, dacă nu știați, e bine, iată, spoiler alert. Captain Marvel can time travel. Pentru foarte mulți dintre fanii Game of Thrones, Game of Thrones este un fenomen nou și e un lucru inexplicabil pentru ei. Ei bine, între timp, ce foarte multă lume nu știe este că mai există o franciză care are cel puțin la fel de mulți fani și poate chiar mai mulți, care sunt mai puțin vocal și mai puțin prezenți în presă în ultimul timp. De asta din cauza că așa a fost situația. Și e vorba de Star Wars. E vorba de milioanele de oameni care apreciază această poveste, această saga a Skywalker-ului și mai departe. Nu intrăm acum în niciun debate pe tema asta. Ce vreau să vă spun, în schimb, este că există în momentul de față un short film făcut de niște băieți care au făcut un short film cu Darth Vader. Este foarte bine făcut, este trage din fostul canon, despre ce a făcut, cum s-a simțit Darth Vader după ce a fost făcut a Sith Lord și ce era în mintea lui. Este foarte, foarte bine făcut pentru ceea ce este, atenție, da? Deci nu este o capodoperă cinematografică, dar pentru doi tipi într-un garaj, ca să zic așa, e o chestie foarte bine făcută. O să vă las linkul în descrierea de mai jos. Bun. Cam atât pentru astăzi, sper că v-a plăcut, sper că v-a plăcut suficient de mult încât să lăsați like-ul, share-ul și subscribe-ul, în cazul în care nu ați făcut-o încă, iar dacă vreți să ajutați să susțineți canalul absolut orice fel, o puteți face oricând pe Patreon, alături de ceilalți 30 de oameni care în fiecare lună, lună de lună, și aduc aportul cu o bere, 2, 3 și unii chiar cu 10. Așa că dacă vreți să faceți parte din această echipă, din The Legendary Beer Squad, o puteți face oricând pe Patreon. Vă mulțumesc din nou că ați fost alături de mine și până data viitoare, nu rămân decât să vă urez vizionare plăcută, numai de bine, baftă!